Cannabisul e viitorul, spune cea mai mare companie de tutun din Marea Britanie, British American Tobacco. Firma vrea să reducă vânzarea de țigări tradiționale și impactul produselor sale asupra sănătății. A semnat deja un acord pentru cercetarea unei noi game de cannabis pentru adulți, inițial axată pe cannabidiol, un compus organic găsit în planta de cannabis, cânepa, și discută cu un producător canadian de cannabis medical. British American Tobacco a raportat o creștere a veniturilor cu 8,1% mai mare în primele 6 luni, ajungând la peste 12 miliarde de lire sterline. Mai mult de o treime provin de la mărci de vapare.